Bună seara, dragii mei! Iată-ne din nou împreună. Am vorbit despre taina mirungerii puțin mai devreme. Sunt Părintele Matei Vulcănescu și vă vorbesc în continuare despre dogmatica empirică. Așa, vedeți, scrisul e invers, că așa denaturează telefonul, dacă îl pui cu fața către tine, el apare fenomenul ăsta în oglindă, că scrisul apare invers, da? Dogmatica empirică Ioanis Romanidis cu binecuvântarea Mitropolitului Teofan al Moldovei. Și astăzi vreau să, în continuare, să vorbim puțin, să vedem ce spune Părintele Ioanis Romanidis despre taina, despre Sfânta Împărtășire. Din principiile de bază ale slujbei botezului, din rugăciunile liturghiilor și din canoanele bisericii, e clar că a fi mădular al trupului lui Hristos înseamnă nu doar a participa la rugăciunile comune ale bisericii, ci și a te împărtăși cu trupul și sângele lui Hristos. Orice separare între rugăciune și împărtășire e de neconceput, pentru că întregul trup al bisericii locale se roagă cu o gură și o inimă. Întreaga biserică spune amin. La sfârșitul rugăciunii eucharistice și întregul trupul, întreg trupul bisericii este chemat de Hristos la împărtășanie. Iată, da, Iată importanța Sfintei Împărtășiri nu, nu, nu poți să mergi la biserică La Sfânta liturgiei să nu te împărtășești Înțelegeți? Este imposibil să participi la Sfânta liturgiei să, să nu te împărtășești Dar iată că astăzi, din păcate Nu numai că nu ne împărtășim Dar din păcate suntem departe de Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, și aș vrea astăzi să vă vorbesc despre un lucru foarte important, și anume despre viziunea a ceea ce înseamnă Rai și a ceea ce înseamnă Iad în credința creștină-ortodoxă. Trebuie să stabilim de la început un lucru foarte important. Și anume că Dumnezeul nostru, Iahve, Dumnezeul nostru, este unicul Dumnezeu. Este peste tot, a tot prezent, a tot știutor, este unul singur. Noi nu ne închinăm la mai mulți Dumnezei. Noi nu avem trei Dumnezei, nu suntem triteiști. Da? Ci noi ne închinăm unui singur Dumnezeu. Unul singur. Taina aceasta a Dumnezeului unic, a Dumnezeului unic, pentru că Dumnezeu este unul și unic, El este creatorul întregii făpturi, așa, taina aceasta ne este descoperită da, prin întruparea cuvântului lui Dumnezeu, da? prin întrupare. Taina aceasta a Sfintei Treimi, și anume Dumnezeu Unul, Dumnezeu este Unul și întreit în persoane. Adică cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, au aceeași ființă. Ființa dumnezeiască, ființa. Deci, ceea ce este comună persoanelor, Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt, este ființa cea unică. Și apoi energiile necreate sau lucrările acestui unic Dumnezeu în lume, care este Creatorul tuturor. Acesta este Dumnezeul creștin. Da? Dumnezeu cel, unul, Dumnezeu cel unic este uh, Dumnezeul creștin ortodox. Uh, pentru că sunt mulți care afirmă că noi creștini ortodoxi ne-am închinat la trei Dumnezei. La Tatăl, la Fiul și la Duhul Sfânt. Nu! Ne închinăm la un singur Dumnezeu. Acest Dumnezeu nu este odată Tată, odată Fiul și altă dată Duh Sfânt. Ci în același timp, acest Dumnezeu, acest Dumnezeu, această ființă, ființa Dumnezeirii, așa, este uh, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Da? Lucrul acesta este extrem de important să înțelegem lucrul acesta. Că este atât a Tatălui, cât și a Fiului, cât și a Sfântului Duh. Ființa. Da? Tatăl este pe o persoană, Fiul este o altă persoană și Duhul Sfânt este o altă persoană. Sunt trei persoane. Dar aceste trei persoane au o singură ființă. Lucrul acesta e un misterie, o taină. Este descoperit de Dumnezeu. Este descoperit de Dumnezeu prin Isus Hristos, cel care s-a întrupat, Mesia cel așteptat. Nu este un simplu profet, așa cum spun musulmani. Musulmanii hulesc pe Dumnezeu. Da? Ei sunt hulitori de Dumnezeu. ei, din păcate, hulesc pe Isus Hristos spunând că este doar un simplu profet. Lucrul acesta este foarte grav pentru că Isus Hristos nu este un simplu profet. Isus Hristos este Dumnezeu cel veșnic. Este cuvântul lui Dumnezeu întrupat, da? Este cuvântul lui Dumnezeu întrupat, da? Este unul din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa este Fiul care s-a întrupat. Iată acesta este Dumnezeu, nu sunt trei Dumnezei, ci este unul singur, un Dumnezeu întrăit în persoane, dar de o ființă, de o ființime a lui Dumnezeu. Dumnezeu este de o singură ființă, are o singură ființă, dar este întrăit în persoane. De aceea folosim, iată, această trei degete, arătând faptul că cele trei persoane au aceeași ființă. Iarăși, Spun, aceasta este ceea ce Dumnezeu a descoperit despre Sine însuși. Și această descoperire, cine nu o primește așa, cine nu o primește așa cum Dumnezeu a descoperit-o, prin Isus Hristos, prin Sfinții Apostoli, prin Moise, care a văzut în rugul aprins pe Fiul lui Dumnezeu, rugul care ardea și nu se mistuia, cine nu primește această învățătură, ci îl hulește pe Mântuitorul Isus Hristos, ca fiind uh, o făptură Așa cum zic arienii, un profet, așa cum zic musulmanii, acești oameni sunt în afara lui Dumnezeu și înduc în 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 afara lui Dumnezeu pe oameni pentru că ei nu cred în ceea ce Dumnezeu a descoperit, ci și-au creat un Dumnezeu al lor mincinos. Ei se închină? Musulmanii se închină unui Dumnezeu mincinos, înțelegeți? Allah nu este Dumnezeul nostru al creștinilor ortodoxi. Da? Cum noi, noi, nu avem același Dumnezeu nici cu evreii, că spune Mântuitorul Hristos, se lasă casa voastră pustie. Nu avem același Dumnezeu cu rabinii, cu evreii, nici cu musulmanii. Da? Noi însă, noi le urâm credința lor, o credința lor, și a evreilor, și a musulmanilor. O dăm anatemei, da? Dar pe ei, ca oameni, îi iubim. Și îi ajutăm, da, slavă lui Dumnezeu că am putut și să trimitem și bani, acum colectă pentru Siria și pentru uh, 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 Turcia, ca să-i ajutăm pe cei care au fost uh, uh, victimele cutremurului. Îi iubim, îi ajutăm ca oameni, dar le urâm credința lor nenorocită și blestemată. De aceea nu ne putem căsători. Fetele noastre ortodoxe nu se pot căsători cu musulmani, cu catolici, cu protestanți și așa mai departe, cu evrei, cu hinduși, acum am mai auzit. Nu se pot căsători. Pentru că ei se închină diavolului. Înțelegeți? Nu este închinarea lui Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur și așa cum știm și din Vechiul Testament, toți cei care se închinau altui Dumnezeu decât Dumnezeului, poporului evreu de atunci, da? Ca era atunci era ortodox, era binecinstitor, toți cei care se închinau altor Dumnezei, da? se închinau, de fapt, demonilor. Dumnezeii neamurilor sunt dracii, spune Sfântul uh, Proroc David. Aceasta este realitatea bisericii ortodoxe pe care, iată, puțin vă spun lucrul acesta. Dar se mergem mai departe. Să vedem ce înseamnă raiul și ce înseamnă iadul. Ce spune Părintele Romanidis? Spune așa. Să mergeți, vă rog, și să găsiți icoana celei de-a doua veniri. Și o să vedeți că în jurul lui Hristos sunt cei din rai, care se află într-o lumină aurie. Lumina care învăluie e aurie. Aceeași lumină aurie, pe măsură ce se îndepărtează de Hristos, începe să schimbe culoarea și treptat din aurie, pe măsură ce se îndepărtează, se face roșie, și în lumina aceea roșie se află cei osândiți. Și cei mântuiți îl văd pe Hristos, dar într-o culoare aurie, dar și cei osândiți îl văd pe, și ei pe Hristos de la depărtare, însă lumina lui Hristos o văd roșie. Pentru că pentru unii lumina e slava lui Dumnezeu, iar pentru ceilalți e focul veșnic. Întunericul cel mai din afară și focul cel mistuitor. Prin urmare, din această perspectivă, noi ortodoxi suntem de acord cu cei mai liberali oameni din lume. Nu există mesaj mai liberal decât al părinților bisericii, care nu doar că afirmă Fiule, toți o să ne ducem în același loc, așa cum îmi spunea mie o bătrână, dar mai afirmă și că Dumnezeu iubește pe toți oamenii la fel. Și pe osândiți, și pe mântuiți, și pe îndumnezeiți, și pe sfinți, și pe îngeri, și pe diavoli, și pe bun, și pe răi, și pe curve, și pe fecioare. Dumnezeu iubește pe toți oamenii la fel. Dumnezeu iubește pe toți oamenii fără deosebire. Va să zică, din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu îi mântuiește pe toți oamenii. Vrea mântuirea tuturor oamenilor și Dumnezeu pe toți oamenii i-a predestinat la mântuire. Și de unde știm noi aceasta? Pentru că inclusiv iadul este mântuire. Și de ce? Pentru că ființa omenească nu piere. Și iadul este un mod de desăvârșire, dar este iad, nu rai. Și pentru că însuși cel osândit nu este deschis înaintării, el însuși nu se deschide înaintării în desăvârșire. De ce? Pentru că a suferit o împietrire a conștiinței. Adică inima lui s-a împietrit și a rămas atât de egoist și egocentric, încât personalitatea lui nu mai poate evolua de la egoism la jerfelnicie. Din moment ce nu mai poate evolua, înseamnă că se desăvârșește doar egoismul său. Iar, dar și iadul e rău pentru el. Cu toate că din perspectiva lui Dumnezeu nu este o pedeapsă, ci numai din perspectiva omenească este o pedeapsă. Altfel spus, omul a rămas netămăduit. De ce? Pentru că inima lui avea nevoie de tămăduire. Inima lui sau mintea da, lui era bolnavă, și nu a primit tămăduire. Dar tămăduirea aceasta unde începe, cum se face și cum se ajunge la ea? Tămăduirea în experiența ortodoxă începe aici, în această lume. Așa, învățăturile lui Augustin, apropo, sunt unii care îl numesc Sfânt pe Augustin. Augustin de Hipona nu este sfânt pentru biserică. Atenție! Este, din păcate, un om cu multe erezii, da? La meu Sfântul Augustin, zice, Sfântul Augustin, nu! Nu este sfânt pentru Biserica Ortodoxă Augustin. Învățăturile lui Augustin despre predestinarea absolută, despre iad, despre rai, s-au bazat pe acele concepții ale lui, pe acele concepții legaliste pe care le avea despre căderea omului și despre păcat, corelate cu concepția lui neoplatoniciană despre rai. A introdus în creștinism ideea că iadul înseamnă rămurile infernale de sub pământ unde oamenii se duc pentru a fi pedepsiți iar raiul e spațiul cosmic pentru că în anii aceia credeau că lucrurile imobile sunt dincolo de corpurile cerești unde nu există mișcare și nu, este, nu există evoluție etc și că aici pe pământ e locul punerii la încercare așa că dacă suntem noi băieți buni o să mergem în rai dincolo de stelele de stele și de cer iar dacă suntem băieți răi, o să ajungem sub pământ ca să fim puși la munci în tărâmurile infernale. În tradiția ortodoxă nu există așa ceva. De ce? Pentru că menirea omului nu e fericirea, nu e satisfacerea propriilor dorințe. Iar părinții nu învață că Dumnezeu poate să ajungă proprietatea omului sau că omul poate să-l folosească pe Dumnezeu și cu atât mai puțin pe seamănul său pentru propria fericire. Așa că temeliile capitaliste existente în filozofia feudalismului medieval își au o și în Augustin, dar în special în grecii antici, pentru că învățătura despre evdemonie de la grecii antici începe de la Platon și Aristotel cu o anumită reacție de împotrivire din partea stoicilor și epicureilor. Însă tradiția creștină a apusului a fost dominată de Aristotel și Platon, dar elementele acestea nu există în teologia Sfinților Părinți, adică în teologia Ortodoxă. Le spuneam în glumă ereticilor papistași romano-catolici că, de fapt, concepțiile tradiției latine despre rai sunt exact concepțiile Ortodoxe despre iad. Și chiar am scris lucrul acesta, așa ca pe o glumă, că raiul lor e iadul pentru noi. Satisfacerea aceasta a dorințelor și încetarea înaintării. Pentru că în tradiția noastră omul înaintează veșnic că te trepte din ce în ce mai înalte ale desăvârșirii. Iar asta înseamnă că pentru noi istoria nu se oprește niciodată. Există și istoria sfinților, există și istoria veșnică a omului. Faptul că Hristos a înviat cu trupul și că Hristos este om, om de plin până astăzi și în vecii vecilor, Înseamnă că Hristos, trupul lui, firea lui cea omenească, e partea istoriei? Nu are o continuitate a energiilor până astăzi? Desigur, are o continuitate a energiilor. Nu au încetat energiile trupului lui Hristos. Așa că trupul lui Hristos e parte integrantă a istoriei, ceea ce înseamnă că reprezintă o garanție a faptului că istoria este veșnică. Istoria nu va înceta. Deși un număr de teologi din ziua de azi cred că cred în Platon, care cred în Platon spun că istoria va înceta. Nu. Istoria nu va înceta. De ce istoria nu va înceta? Pentru că trupul cu care am via Hristos va exista veșnic. Iar noi vom învia cu trupurile. Nu vom fi doar niște suflete în rai. Vom fi oameni întregi. În cealaltă lume o să triumfe dreptatea. Apusenii au scris până și poeme pe tema aceasta. Și avem poemele lui Dante și avem poemele lui John Milton, marele poet anglosaxon de tradiție calvină, care te întraripează la gândul pedepsirii băieților răi în viața de apoi. Concepția aceasta despre iad era o prelungire a statului polițienesc și erau făcute pentru bani de popi. zis ce zice aici? Părintele Ioanis Romanidis, în dogmatica, da? cu binecuvântarea în alprea Sfințitului Teofan, că concepția aceasta despre iad era făcută pentru bani de popi, auzi, de vlădici, de episcopi, teologi, pentru activitatea literală a acestor oameni. Și normal, esența creștinismului, pe baza unor astfel de fundamente, era mai întâi de toate să, bagă frica, să bage frica în sclavi. Ați auzit? care, dacă nu tremură cumva din cauza poliției, aristocrației, măcar să tremure din cauza religiei și să se conformeze regulilor de bună purtare, conform clasei din care făcea parte fiecare, ca în felul acesta să se dezvolte această societate a Europei feudale. Auziți ce spune părintele Ioanis Romanidis. Șoc, șoc, șoc! Bombă, 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 da? Iată. John Milton era un produs al societății feudale create în Anglia după invazia francilor. Iar Dante, desigur, era un franc din Florența, iar francii din Italia acelei epoci îi oprimau pe șerbi. Această teologie a francilor și teologia calvinilor și teologia englezilor sunt venite de pe un calapot feudal și deserveau clasele bogaților ca să pună frâul în gură acestor copii neastâmpărați care erau membri ai unei societăți avansate. Desigur, după Revoluția Protestantă împotriva Romei, societatea italiană s-a distanțat în mod cert de societatea papală, datorită apariției primelor semne ale democrației burgheze, care s-a impus atunci în Europa, fiind adusă apoi și în America. În acest context al evului mediu și al reformei protestante, S-a conturat ideea că religia are drept element esențial și intrinsec dogma aceasta despre viața de după moarte. În paralel cu aceste teorii ale lui Dante, venite din tradiția francă, și care, deși nu l-au ca sursă directă pe Augustin, își au totuși rădăcine în Augustin, existau aceste teorii în evul mediu corelate cu teoriile france despre iad și rai, care și-au găsit și o expresie atât de frumoasă la teologii scolastici, la Dante, Alighieri, da? la scritorii mai recenți cum este Milton, englezul sau James Joyce, irlandezul, în poemele lor, unde vedem concepția aceasta medievală despre rai și iad ilustrată cât se poate de viu. Conform concepției acestor oameni, raiul înseamnă al vedea cineva pe Dumnezeu, deci vederea lui Dumnezeu este raiul. Iar iadul e absența vederii lui Dumnezeu. La absența aceasta a vederii lui Dumnezeu se adaugă și decorul, adică focurile create ale iadului. Există niște imagini teribile ale chinurilor din iad pe care le găsești la Dante, Milton, James Joyce, care exprimă concepția apuseană despre iad. Și chiar mi-amintesc foarte bine că pe când eram la liceu papistași, în fiecare an când descriau iadul ca să-i sperie pe elevi, îl descriau în felul acesta. Era o adevărată artă din partea acestor profesori preoți să-i bage în sperieți pe copii cu imaginile acestea ale iadului. <coughs> Dar haideți să vedem acum care este concepția ortodoxă despre Rai și Iad Am auzit Părintele John uh, Ioannis Romanidis Ne-a vorbit despre concepția protestantă, catolică despre Iad Care este o, un foc creat de Dumnezeu să pedepsească pă, păcătoși Ia să vedem ce spun Sfinții Părinții Bisericii Ortodoxe despre ce înseamnă Rai și Iad Descrierea patristică este corectă și se întâmplă să fie identică cu descrierea pe care o face un mare număr de teologi evrei. Conform acestei descrieri, Dumnezeu însuși, auziți, Dumnezeu însuși este raiul și iadul. Auziți aici, dragilor, Dumnezeu însuși este raiul și iadul. Aceasta e un prim element pe care se bazează această teologie. Al doilea element este că nu există absolut nicio asemănare între Dumnezeul acesta, care e Raiul și Iadul, și lumea creată. Auziți, nu există nicio asemănare între Dumnezeu, care este Raiul și Iadul, și lumea creată de Dumnezeu. Ace acesta este încă un element de bază pentru tâlcuirea ebraică a Vechiului Testament, dar și pentru tâlcuirea patristică ortodoxă a Vechiului și Noului Testament. În aceste două aspecte, teologia ebraică și teologia patristică ortodoxă sunt absolut identice. Și exact în acest punct rezidă și cea mai fundamentală diferență față de tradiția protestantă și tradiția papistașă a catolicilor, care l-a urmat pe ereticul Augustin. În aceste tradiții protestantă și latină există o separare clară între iad și rai. Una e raiul, alta e iadul. Toți sunt de acord că raiul e însuși Dumnezeu. Deci la asta sunt toți de acord. Și în acest punct apusenii sunt pe aceeași linie cu noi, creștinii ortodoxi și cu evrei. În privința iadului însă există două puncte de vedere diferite. Dintr-un punct de vedere, toți papistașii și protestanții sunt de acord că iadul înseamnă lipsirea de vederea lui Dumnezeu, altfel spus că în iad omul nu-l vede pe Dumnezeu. Însă cu toate că apusenii sunt de acord în acest punct, că în iad osânditul nu-l vede pe Dumnezeu, în acest punct toți sunt de acord că și protestanții și papistașii, apoi, pe lângă asta, la unii mai există și câte ceva în plus. Unii se opresc în punctul acesta și spun că iadul e pur și simplu să nu-l vadă omul pe Dumnezeu și nimic altceva. Acesta este iadul. Faptul că omul nu-l vede pe Dumnezeu și de vreme ce nu-l vede pe Dumnezeu nu e satisfăcut și fericit. Și pentru că e lipsit de Dumnezeu, de aceea e osândit. La lucrul acesta, unii protestanți și papistași, adică romano-catolici, de-a lungul istoriei, adaugă și faptul că cei din Iad, în afara faptului că nu-l vor vedea pe Dumnezeu, vor fi și în flăcări, prăjiți la foc mic, în cuptoare, în suc propriu. Da? Dacă vreți să vedeți exact ce credeau despre lucrurile acestea în timpul Evului Mediu, vă cer, iertați-mă, am vrut să spun, vă îndemn să citiți Divina Comedia lui Dante. Așa, deci aceasta este ă, acest punct de vedere ca și altele care au legătură cu focul creat al iadului, cazanele, flăcările, flăcările create, sunt străine de tradiția ortodoxă patristică. În icoana ortodoxă a celei de-a doua venire a lui Hristos se vede cum din tronul lui Dumnezeu se lumina care iluminează pe drepți, și din același tron al lui Dumnezeu iese și râul de foc care îi mistuie pe păcătoși. Lucrul acesta înseamnă că atât lumina care îi luminează pe drepți, cât și focul care îi arde pe păcătoși, ies din Dumnezeu și sunt necreate. Sunt necreate. Dumnezeu care îi luminează pe drepți este energia luminătoare a lui Dumnezeu, iar focul care arde pe păcătoși este energia arzătoare a lui Dumnezeu. Lumina pentru drepti este lipsită de ardere, iar focul pentru păcătoși este lipsit de strălucire. Iar împărtășirea de una sau de cealaltă se leagă de faptul că dreptii se aflau pe când trăiau în treapta luminării minții și a îndumnezeirii, de aceea harul lui Dumnezeu lucra ca lumină, în timp ce păcătoșii, păcătoșii nu se curățiseră și de aceea trăiau harul lui Dumnezeu ca foc Slava lui Dumnezeu este numită în Sfânta Scriptură prin antinomiile lumină nor întunecat și foc întuneric, în paralel cu slavă nor și fulger fum. Prietenii lui Dumnezeu îl văd pe Dumnezeu în lumină întuneric sau în slavă nor, în timp ce egoiștii îl văd pe Dumnezeu judecătorul ca fulger fum sau ca foc întuneric. Toți oamenii, iată care este învățătura ortodoxă, toți oamenii vor vedea slava lui Dumnezeu. Și din punctul acesta de vedere, toți au același sfârșit. Toți, în mod sigur, vor vedea slava lui Dumnezeu, cu deosebirea că cei mântuiți vor vedea slava lui Dumnezeu ca lumină prea dulce și nenserată, iar cei osândiți, aceeași slavă, vor vedea ca foc mistuitor, ca flacără ce va arde. Lucrul acesta, faptul că toți vom vedea slava lui Dumnezeu, e cert și predictibil. Al vedea cineva pe Dumnezeu, adică slava sa, lumina sa, este un fapt care oricum se va întâmpla, fie că vrem, fie că nu vrem. Însă trăirea acestei lumini va fi diferită la față, la unii față de alții. Va să zică, lucrarea bisericii și a prezviterilor nu este să ne ajute pe noi să vedem această slavă. Pentru că asta oricum se va întâmpla. Lucrarea bisericii se concentrează pe cum, ați auzit, pe cum îl va vedea fiecare dintre noi pe Dumnezeu. Nu pe dacă îl va vedea pe Dumnezeu. Adică, lucrarea Bisericii e să le propovăduiască oamenilor că există Dumnezeul adevărat, că Dumnezeu se revelează fie ca lumină, fie ca foc mistuitor și că toți îl vom vedea pe Dumnezeu la cea de-a doua venire și să-și pregătească mădularele, adică părțile trupului. Să-l vadă pe Dumnezeu nu ca foc, ci ca lumină. Biserica nu trimite pe nimeni în rai sau în iad. Atenție! Deci, Biserica nu dă bilete pentru rai și pentru iad. Atenție mare! Biserica nu trimite pe nimeni în rai sau în iad, ci pregătește pe credincioși pentru vederea lui Hristos într-o slavă pe care toți o vom avea. Dumnezeu iubește pe cel osândit, auziți? Dumnezeu iubește pe cel osândit tot la fel cât îl îi iubește pe sfinți, auziți? Vrea ca toți să se tămăduiască, dar nu toți primesc tămăduirea pe care el le oferă. Deci este teribil, dragilor, învățătura ortodoxă. Nu are nimic de a face cu ce ați învățat voi până acum despre ortodoxie. De fapt, știați lucruri protestante și catolice. Iată adevărul. Dumnezeu iubește pe toți la fel, da? Pe toți, atât de mult cât iubește pe, 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 pe sfânt, îl iubește și pe păcătoși și pe cel mai mare, o să și pe Iuda și pe diavol. Numai că aceștia nu vor să primească tămăduirea, înțelegeți? Ei nu vor, ei personal, persoanele lor, pe, uh, ei personal, nu vor să primească, nu vor să primească această tămăduire. Nu că Dumnezeu, pe unii iar pedepsi. Dumnezeu nu pedepsește iată pe nimeni. El este cel ce face să răsară soarele și peste cei răi și peste cei buni și trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Matei 5.45 Raiul și iadul sunt unul și același lucru. Auziți! Raiul și iadul sunt unul și același lucru. Ce este raiul? Să-l vezi pe Dumnezeu, să vezi slava lui Dumnezeu și să vezi toate făpturile în slava lui Dumnezeu, pline cerul și pământul de slava ta. Să vadă cineva slava aceasta lui Dumnezeu, care pătrunde și străbate universul. Să vezi slava aceasta este, aceasta este raiul. Dar să vezi slava aceasta fără să fii pregătit, atunci aceeași slava lui Dumnezeu o vei vedea, dar fără să ai dragoste și în loc să vezi slava, vezi foc mistuitor. Pentru că iadul este însuși Dumnezeu. Auziți? Iadul este însuși Dumnezeu, spun Sfinții Părinți. Nu este nicio diferență. Care e diferența? Cine s-a pregătit cum trebuie, îl vede pe Dumnezeu ca slavă. Iar celălalt care nu s-a pregătit, care nu are pocăința, care nu are vederea dumnezeiască, îl vede și el pe Dumnezeu. Dar îl vede ca foc mistuitor. Acesta este focul iadului. Vă să zic că raiul și iadul nu sunt două locuri diferite. Și nici preotul nu este cel care dă bilete pentru rai, auziți. Pentru că toți vom vedea slava lui Dumnezeu, independent de prezviteri și de episcopi. Treaba prezviterului, a preotului, da? Da? Și a vlădicii și a clerului și a duhovnicului este tămăduirea, auziți. Tămăduire. Astfel încât atunci când vom vedea slava să vedem lumină, 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 iar nu foc. Tămăduirea aceasta, asta e treaba lor. Va să zic că treaba preotului nu e să slujească tainele, iar tămăduirea să o lase pe seama lui Dumnezeu pe lumea cealaltă. E ca și cum te duce la doctor și îi spune că te doare ceva, iar doctorul citește o rugăciune ca să te faci bine pe lumea cealaltă. Păi acolo ne vindecă doctorul nici vorbă. Și părinții spun că aici trebuie să ne vindecăm. După moarte nu mai este pocăință. Acum este. Ori ne vom tămădui aici, ori nu. Auziți? Când o să te duci dincolo, o să-L vezi pe Dumnezeu ca foc, care e tot un fel de mântuire. Pentru că omul nu piere, totuși nu e în Dumnezeire. Și am spus și la alte cursuri că după părinții bisericii, raiul și iadul sunt unul și același lucru. Raiul e slava lui Dumnezeu, iadul e slava lui Dumnezeu, dar în Dumnezeiții văd slava ca slavă, iar o sândiții, aceeași slavă o văd ca foc veșnic și întunericul cel mai din afară. Foc veșnic și întunericul cel mai din afară. Va să zică aceeași lumină și luminează, dar și arde. E și foc mistuitor și lumină care luminează pe tot omul ce vine în lume. Deosebirea este următoarea. Că oricine ajunge și vede slava lui Dumnezeu și a trecut prin curățirea inimii și a ajuns la luminare, luminatul acesta când vede slava lui Dumnezeu o vede ca lumină. Iar cine nu a ajuns la luminare, cine nu are luminare într sine, înseamnă că atunci când vede lumina aceasta o vede ca foc mistuitor. Adică în loc să-l vadă pe Dumnezeu ca lumină, îl vede pe Dumnezeu ca foc mistuitor. Noi știm că un ortodox care nu se pregătește cum trebuie, adică dacă ajunge să aibă inima împietrită, îl va vedea pe Dumnezeu ca foc mistuitor. Contrar concepțiilor lui Augustin de Sperai și Iad, la părinții bisericii nu numai e răsărit, ci și din apus, Iadul și Raiul sunt unul și același lucru. Nu există nicio deosebire. Pentru că Raiul, este vedere dumnezească. Atunci când omul vede slava lui Dumnezeu cu dragoste jerfelnică, îl vede pe Dumnezeu ca rai și acesta e raiul. Însă și vederea aceasta lui Dumnezeu, omul egoist, care nu a învățat să iubească, auziți, care nu a învățat să iubească și n-a ajuns la dragostea ce nu caută ale sale, vede și el slava lui Dumnezeu, dar o vede ca focul cel veșnic și întunericul cel mai din afară. Tocmai de aceea Sfântul Grigorie Palama, îl lua peste picior pe Valam, zicând: Ce spui tu, teologia apofatică? Cel mai mare teolog apofatic e diavolul, pentru că vede slava lui Dumnezeu și ca întuneric și ca foc. Întuneric și foc sunt antinomii, pentru că se referă la Dumnezeu care e de nedescris. De aceea și părinții folosesc antinomii când vorbesc despre Dumnezeu. Îi spun lumină, dar este și nor întunecat. Nu e nici lumină, nici nor întunecat pentru că transcende toate categoriile gândirii omenești. De aceea nici nu există înțeles sau cuvânt care să poată să-i transmită omului realitatea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că pentru a-L vedea pe Dumnezeu ca lumină, e nevoie să ne tămăduim. Aceasta e lucrarea bisericii. Slava necreată pe care Hristos o are după fire de la Tatăl, le este rai celor ce și-au tămăduit dragostea egocentrică și egoistă, transfigurând o în dragoste jerfelnică. Însă acea, aceeași slavă le este foc veșnic, necreat și iad, celor ce au ales să rămână netămăduiți în egoismul lor. Iată, iubiților, Părintele Ioanis Romanidis, citându-i pe Sfinții Părinți, cel mai mare teolog dogmatist contemporan, Marele Ioanis Romanidis, care i-a readus pe Sfinții Părinți în actualitate, împreună cu Părintele Teodor Zisis, cu Părintele Georgios Metalinos și cu Domnul Dimitrie Țelenghidis, cei mai mari teologi, titani ai Ortodoxiei astăzi, pe care Dumnezeu a rânduit, în afară de Părintele Ioanis Romanidis, să-i cunosc și să fiu aproape de ei, să fiu aproape de Părintele Teodor Zisis, să ucenicesc pe lângă Domnul Dimitrie Țelenghidis, pe lângă Părintele Gheorgheos Metalinos, mari teologi, mari stâlpi pe Ortodoxiei astăzi, care au readus împărtășirea continuă în biserică învățătura creștin-ortodoxă, lupta împotriva ereziei ecumeniste, a minciuno sinodului din Creta, a urăciunii care vrea ca biserica să nu mai tămăduiască. Deci vedeți, ăsta e scopul nostru de păstori, de duhovnici, ca să tămăduim. Dacă noi nu mai tămăduim firea omenească, sufletul omului, ca omul să-l vadă în lumină pe Dumnezeu, atunci noi nu mai avem niciun rol pe acest pământ. Amin. Doamne ajută!